Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Seara trecută toată lumea aștepta cu sufletul la gură un discurs al lui Putin, căruia ar fi trebuit să-i urmeze și o declarație a ministrului apărării Șoigu. Au apărut imediat zvonuri că urma să fie declarată mobilizarea generală și că bărbaților cu vârste cuprinse între 18 și cred, 50 sau 55 de ani urma să le fie interzisă ieșirea din Rusia. Drept urmare, prețul biletelor de avion de la Moscova la Istanbul a explodat, ajungând până la 1500 de euro pentru un loc. Bilet luat rapid pe loc. De asemenea, au explodat și căutările pe internet pentru termeni precum cum să eviți recrutarea, cum să scapi de armată, cum să pleci rapid din Rusia. Iar liderii și mediile occidentale avertizează că Moscova ar putea încerca o escaladare periculoasă a agresiunii împotriva Ucrainei. În cele din urmă, inexplicabil sau fără nicio explicație, discursul a fost amânat, aparent pentru această dimineață. Ar putea avea loc cândva la ora 9. Istoricul și kremlinologul Armand Goșu este la telefon. Bună dimineața, domnule profesor! Bună dimineața! Acum sunt deja mai mult de 6-7 luni de la invazia Ucrainei. Obiectivele strategice ale Moscovei par mai îndepărtate ca niciodată. Ucraina recuperează teritorii ocupate, armata rusă s-a dovedit un tigru de hârtie, NATO s-a extins în loc să se retragă, iar Europa se desprinde de dependența de resurse rusești mai repede decât se anticipase. Cum arată viitorul pentru Vladimir Putin și ce poate face în aceste condiții? Deci că nici nu știe ce poate face în aceste condiții. Prezentul ne place și încearcă să reacționeze. În principal, el trebuie să reacționeze acum contraofensiva victorioasă a armatei ucrainiene. Și de aici aceste bâlbe cu modificarea codului penal, cu încurajarea acelor pseudo-referendumuri în niște regiuni pe care Rusia nu le mai controlează în totalitate. Nu întâmplător, primii care au ieșit cu propunerea de referendum ieri au fost cei din Lugansk, pentru că rușii au sperat stabilizeze frontul la granițele administrative ale regiunii Lugansk. Se vede treaba că nu reușesc să stabilizeze frontul acolo și probabil în câteva zile, dacă nu săptămâni, și această regiune va fi eliberată. Nu uitați că Harkovul, 33%, peste 8000 de kilometri pătrați din regiunea Harkov, au fost eliberați în 5 zile de către contraofensiva armată ucrainiană. Deci, pur și simplu, Putin a întârziat acel discurs pentru că nu a luat o decizie. E o bâlbâială. Dar această bâlbâială a lui mi se pare un semn bun. Mi se pare că bâlbâindu-se, el confirmă faptul că realizează gravitatea situației în care se află Rusia și se află regimul politic. Într-o țară, mă rog, în aproape orice țară, în astfel de condiții de război, astfel de bâlbe sau o stare de confuzie de asemenea amploare a establishmentului politic ar provoca o schimbare. Există o alternativă în Rusia? Totdeauna există alternative. Adică nu vă închipuiți că dacă Putin se închipuie pe Ceaușescu, s-a închipuit pe Dănem Locui. Unde e Ceaușescu astăzi? Nu, și Stalin s-a închipuit de etern și de neînchipuit. Și el la 2 metri sub pământ. Așa se închipuie și Putin. În același timp se pune o problemă, că aici nu e vorba doar de Putin pe persoană fizică, e vorba de o întreagă elită în jurul lui, elită care conduce Rusia de 20 de ani și care, nu știu, vrea să supraviețuiască și aceste crize și trebuie să găsească cea mai bună soluție. Momentul în care va fi această soluție întrevăzută, probabil că această elită se va debarasa și de Putin. Dar eu cred că mai degrabă miza pentru Putin a fost să sperie Occidentul cu nou set de amenințări ca Occidentul să pună presiune pe Ucraina, ca Ucraina să oprească contraofensiva de mare succes începută la 29 august în zona Hersonului și la 5 septembrie în zona Harkovului și care continuă acum, tocmai spuneam, spre Lugansk și dacă nu se oprește, poate în câteva zile să asistăm la noi victorii acolo. Eu cred că amenințarea principală era mobilizarea, pentru că Putin e supus, în ultimele luni am văzut unei presiuni interne
destul de consistente din partea liniei foarte dure în frunte cu Kadyrov și alții reprezentanții ei, Strelkov, sau noi putem doar vocile mai stridente să le sesizăm, care insistă pentru mobilizare generală. Mai presupun că cineva aseară i-a atras atenția lui Putin că nu există o infrastructură în Rusia pentru mobilizarea generală și conceptul de mobilizare generală din vremea Uniunii Sovietice a costat enorm, a fost demantelat după 1992 și n-ar fi decât ceva caragios, un trigu de hârtie pe care foarte ușor analiștii occidentali l-ar putea explica și, cum să spun, ar ieși foarte prost din această istorie Putin. Da, va continua sub forma unei mobilizări parțiale pe grupuri de vârstă, pe, să spunem, specializări militare, pentru că altfel tu n-ai ofițer, tu n-ai infrastructura să aduci sute de mii de tineri dintr-o dată în unități militare, care unități militare nici măcar nu mai există, nu mai ai ofițer pentru acele unități militare. Deci, în fine, ar trebui aici niște explicații mai de specialitate ca să înțelegem de ce e absolut aberant pentru Putin în acest moment să declare mobilizarea generală, o mobilizare generală care ar speria populația, care deja este nemulțumită, deja vedem mamele acestor sroșnichi, celor care fac la 18 ani armata, militarii obișnuiți, nu? Să spunem, care sunt niște copii, de fapt, în Rusia, 17-18 ani, și care deja de vreo săptămână, două săptămâni, au început să se agite, să trimită petiții, ies pe posturi de televiziune, intervin în emisiuni, intervin în emisiunile care le fac ce presa rusă care s-a refugiat în țările baltice. Să nu te pui în Rusia cu mamele soldaților. Mamele soldaților, ca organizație și ca instituție, mi se pare cea mai periculoasă pentru orice putere din Rusia. Au început să se agite mamele soldaților ruși care s-au trezit, deși sunt srocinichii. Aceștia făcut jurământul și deja sunt trimiți în zona de frontieră cu Ucraina, în regiunea Belgorod, iar în Rusia asta e o treabă foarte serioasă, pentru că, nici cel mai performant tank T-90 nu poate să se pună cu mamele soldaților. Este adevărat și aceste organizații ale mamelor soldaților și ale celor pierduți, mă rog, ale soldaților răniți, uciși în Afganistan, au avut un rol foarte puternic în, în societatea rusă atunci, în ultimii ani ai comunismului. Aveți... Bun, sigur, să vedem ce o să... Nu putem anticipa, dar aveți vreo așteptare de la acest discurs atât de amânat al lui Putin și care ar putea avea loc în această dimineață, poate peste 3/4 de oră? Nu i-au mai rămas foarte multe lucruri lui Putin, să spun. Deci el va trebui să reacționeze la propunerea aceasta cu referendumurile, cu pseudo-referendumurile. Va trebui să vină cu o poziție oficială. Nu le poate dezavoa, dar va încerca, presupun, ca să reia amenințările la adresa Occidentului. Atenție, repet ce vă spuneam acum două minute, nu controlează Rusia din punct de vedere granițele administrative ale teritoriilor în care o să aibă loc aceste referendumuri. Deci este absolut aberant și să le organizezi, nici măcar acea iluzie pentru presa rusă, pentru opinia publică din Rusia, de seriozitate, de solidizitate, nu mai poți să o dai organizând aceste referend. Doi, va insista pentru aceste modificări ale codului penal cu stare de război, vreme de război, mobilizare, explicate aceste concepte. Dar nu va declara așa mobilizarea generală. Ieri seara a ieșit șeful Comitetului de Apărare al Dumei de Stat spunând că nu va fi mobilizare generală și cred că miza cea mare este aceste ieșiri, este să răspundă
totuși pentru opinia publică din Rusia să răspundă într-un fel victoriilor ucrainiene, ofensivei ucrainiene care a început acum două săptămâni. Și amintiți-vă ce făcea Putin când Izium pica cel inaugura, mai important. Inaugura o roată. Păi, da. Inaugura o roată, o roată turistică. Și organiza firework, cum se numește asta? Focul de artificii la Moscova. Mulțumesc foarte mult, domnule profesor. A fost în direct în deșteptare. Istoricul și kremlinologul Armand Goșu. Și noi urmărim ce se întâmplă la Moscova și pe măsură ce o să apară informații de acolo, o să vă ținem la curent. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.